Doamnelor și domnilor, să-i urmărim pe Andra Ilea Stoicescu și Mihai Căpășână în următorul moment artistic. Wow! Vă zbați, cu domnul Dan Badea, dumneavoastră sunteți? Alo! Așa, ce ziceam, fată, iartă-mă că m-am... Ce ziceam? Așa, asta, păi... Trebuie să mă mări și gata. Aglaia a făcut-o, Sebastița a făcut-o, eu de ce să nu fac? Da, nu, păi nu, nu e, nu că am de gând să împar cu bărbatul meu toate bucuriile, toate necazurile și toate chenzinele. Nu, stai așa, că am, fii atentă, ascultă-mă aici. Am două metode sigure prin care să-l cuceresc de la prima vedere. Fii atentă, ascultă-mă puțin. Primo este inferioritatea, tu știi? Adică eu sunt mică și slăbuță, așa, și am nevoie de forța lui, el e mare și puternic. Cum tu dacă el e mic și slab? Contează tu tot, se cred grozav. Îi măgulești un pic vanitatea, te arăți și tu interesată de preocupările lui și e imposibil să nu... Așa, asta a fost primo, da. Și secundo este gospodăria. Da. Adică ce bărbat nu-și dorește drept nevastă o gospodină perfectă? Îți la iuțeală tot ce știi să faci, coș, gătești, cal, speli și e imposibil să nu-l... Da, e... Opa, auzi? Stai că mi s-a părut că sună la ușă. Aolo, sună la ușă. Asta e, el e. Sună, el e. Ascultă-mă, cum intră, el e ales. Cum intră, le iau cu primo. Eu sunt mare și voinică, el e mic și slab. Invers, da, scuze-mă, hai că m-aș și zăpăcit. Auzi, te sun după ce m-am mărit. Hai, pa, 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 pa. Poftiți! 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 Vă rog, intrați! Să luăm la doamnă! Domnișoară! O scuzați! Ce e, doamnă, vă e rău? Nu mi-e rău, dar știți, sunt impresionată! Ce puternic ești! Poftim? De ce mi-ai ieșit în cale? Păi dacă sunteți în sectorul meu. De ce ai venit, voinicule? Ca să citesc contoarul. Citești contoarul. Ce minunat trebuie să fie să citești contoarul, ce pasionant. Da, asta așa e. Numai să nu fie cifrele șterse, că atunci e mai greu, te dor și ochii. Da. Și cum? Ce? Cum faci? A, păi, mă urc pe scaun și citesc. Te urci pe scaun? Da. Băi, de ce curajos ești! Și nu ți-e frică, așa? Ba, mi-e frică. Ba, mi-e frică că odată n-am găsit scaun și m-am urcat pe lădiță. Și era putrezită, s-a rupt, dacă m-am lovit la picioare. Ai de mine, Doamne, dar cu câtă vitejie știi să înfrunți primejdia. Permiteți? Da, sigur. Vă rog. Da, sigur, vă rog, poftiți. Ce înalt ești! Și eu ce mititic, așa! Păi mă dau jos într-o clipă. Da? Și după ce te dai jos, ce faci? Ce? Păi vă spun că aveți 15 kW. 15 kW? Ce voce puternică! Să vedeți că mă curentez cum sunt. Și ce preocupări înalte, așa. Da. Asta așa e, că eu dacă nu găsesc nici scaun, nici lădiță, adică eu mă urc pe masă, nu. Te urci pe masă? Da. Ce fericit aș fi să stau toată viața. Pe masă? Nu pe masă, nu, lângă un bărbat așa. Temerar ca dumneata. Haideți, doamnă, lăsați. Nu te las. Lăsați acum. Nu te las. Lăsați. Nu te las. Nu te las. Bine, și nu te servesc cu secundo. Cu ce să mă serviți? Cu dulceață de trandafir. Știi, eu ador gospodăria. Cos, gătesc, calc, spăl. Nu vrei o ciorbiță de perișoare? Păi ciorbă de perișoare așa de dimineață. Ai dreptate, m-am și zăpăcit. Ce repede trece timpul lângă dumneata. Și mi-am dat seama că s-a făcut dimineață. Un nasture. S-a descusut un nasture, nu, că trebuie să-l cos. Ia, țin o bucățică de pâine cu unt ca să nu scoți mintea. Așa. Ce? Să nu coase mintea, nu știi că se țin o bucată de ață? Da, pâine goală.
Nu, nu ai și înghițit-o. Ți-am dat pâine. Nu, trebuia să-ți dau, trebuia să-ți dau ață, dar m-am... Azi, n-aveți ibrișin, că e mai picant, zic și eu așa. Mamă. Să lăsați-l, doamnă, că dacă știam, aduceam și paltonul. Cu plăcere, cu plăcere. Eu ador gospodăria și postez de la mama franceza și mașina de cusut. Cos, gătesc, calc, spăl. Aoleu. Pantaloni, sunt extra de recălcați. Să lăsați-l, doamnă, lăsați-mă în pace, vă rog, frumos, lăsați-mă în pace. Ce puternic ești! Dacă s-ar putea să nu ne despărțim toată viața. Nici când mă duc acasă? Nici. Ai ceva împotrivă? Eu nu. Atunci cine? Părinții? Cine? Nu cred. Atunci cine? Păi știu eu, poate nevastă mea. Oh-o-o! Tu ești însurat? De 10 ani. Doamne, am și 3 copii, Doru, Mati și Ionel. Ionel e la Doamne, ferește! Fata nova ce ești! Tu intri în casele oamenilor, le citești contoarele și nu spui nimic, nu spui că ești însurat? Dacă n-am avut când? Cum n-ai avut când? Păi n-am avut când, că dumneavoastră tot timpul numai... Casa nova ce ești! Auzi că să nu spună nimic, Doamne, ferește! Păi eu mai am ceva să vă spun. Haide că nu. Mie? Da. Mai are ceva să-mi spună. Hai, spune-mi. Dacă nu plătiți lumina... În 15 zile, tai curentul. Frumos, frumos. Pe subiect, cu curent.